Salutare tuturor, sunt Ștefan, iar aceasta este comparația mea dintre S10 Plus, care este un flagship, și A50, care este un flagship killer. Acest mid-range oare chiar este un flagship killer? Rămâne de aflat. Hai să începem această comparație cu designul exterior. Ambele telefoane au un ecran de 4, de 6,4 inci, Super AMOLED, ambele. Doar că rezoluția pe S10 Plus este mai mare, bineînțeles. Canturile la S10 Plus sunt făcute din aluminiu, la A50 din plastic. Spatele la S10 Plus este din sticlă, la A50 din plastic. Dar ia uite, frate, ce mișto e. Ăsta, nu mă omor cu acest negru. Poate ar fi fost mai ok achiziția lui pe alb. Albul ăla care făcea așa. Ambele au trei camere, dar eu nu consider că la S10 Plus sunt mai mari degeaba. S10 Plus are și Heart Rate Sensor. Ambele sunt dual SIM, doar S10 Plus se laudă că e dual SIM. Ambele au senzor de amprentă nu ultrasonic, sub ecran. Aici avem unul ultrasonic, aici avem unul optic. Se vede că se aprinde ecranul. Să băgăm parola pe care nu vreau să o vedeți. Pentru că nu e senzorul de amprentă setat pe deștiul meu. Ecranele aici se văd niște diferențe, nu neapărat în rezoluție, dar și în culoare. Pe 10 Plus sunt puțin mai tare culorile. În partea de jos, cinul ăsta e mai mic pe 10 Plus, că e și normal, plătești de 3 ori mai mult. În partea de sus este tot așa mai mic. Dar îmi place faptul că pe A50 este aproape egal cu marginile. La S10 Plus îți dă o senzație așa mai ciudată, pentru că are și marginea asta curbată și marginile mai subțiri. Acesta are ecranul drept, foarte puțin un 2,5D curbat, dar nu are ecran, are doar sticla. Avem de-a face între un hole punch și un Infinity U, îi se spune. Meniul este cam același, aici avem Dark Mode și aici normal. Memoria RAM este de 8 GB pe S10 Plus al meu de este și de 12, de 4 pe A50. Memoria internă este identică pe modelele mele, 228 GB. Procesorul normal este mai puternic pe S10 Plus. Ambele au camere normale, una de 25 și una de 12 MP, are mai mulți megapixeli A50-ul, dar procesarea este mult mai bună pe S10 Plus. Ambele au camere ultra-wide pe spate, aproape identice, doar că S10 Plus are o cameră cu zoom 2x, A50-ul are doar un depth sensor, pe care S10-le oricum îl face din camera 2x. Designul rămâne la preferințele voastre. Dacă vă place mai mult gaura în ecran, sau dacă vă place nociu. Părerea mea e că chiar dacă am S10 Plus, nociu e mai frumos. Am spus-o, îmi place mai mult A50 decât S10 Plus, chiar dacă par nebun. Nu știu de ce, am ceva cu el, îmi place. Ambele au ecranele 6,4 inci, o altă similitudine. Dimensiunile sunt aproape identice, ăsta e puțin mai lung. Rezoluția e 1440p, la ăsta doar 1080p. Acesta are toate butoanele pe partea dreaptă și volum și oprire-pornire. Acesta are aici oprire-pornire în partea de sus, foarte sus apus, aproape imposibil pentru mine ca stângaci să-l ating. Aici avem volumul și nenorocitul de Bixby, pe care nu o să-l folosesc niciodată. Hai să deschidem YouTube-ul. S-a deschis mai repede pe A50. Băi, băiatule, ce e asta? Ce s-a întâmplat? Din nou ca cu S8-ul? Și A50 mai avea ceva deschis în spate. Acum nu mai are. Hai din nou. Așa da. Așa mă simt mai bine. Nu mă mai simt claustrofob. NCS. Hai să nu mai deschid același videoclip, că mă iau razna. Hai asta. Nu-mi place cum începe.
Reclame când ai YouTube Premium, ce să faci? Arde cam mult camera, nu se vede prea ok ecranul. Pe filmare, dar difuzoarele stereo sunt super, super. Se aud, wow. Avem un difuzor aici și unul aici. Ăsta se aude puțin mai încet ca ăsta, dar nu faci diferența atât de rău. Hai să vedem și pe ăsta. Doar un difuzor aici. Tare. Dar deja se aude ca din WC-ul. Cam așa e ecranul. Se observă și la ecran o diferență, bineînțeles. Dar îmi place că avem și aici un Super AMOLED, adică negru e negru, ecranul stins. Nu e o comparație super wow, dar ne lăudăm cu un surround versus un stereo versus unul simplu. Dar e destul de ok și a 50. Hai să deschidem niște aplicații în același timp. Să începem cu Spotify. Mai repede pe 10 plus, chiar dacă am făcut alte chestii. Un calculator. Mai repede pe 10 plus. Google. Mai repede pe 10 plus. Ce să deschidem noi? Stocks. Pe ambele telefoane. Hai să vedem. Mai repede pe A50, cred. Stocks Shop. Mai repede puțin pe 10 plus, chiar dacă am crezut că ăsta o să fie mai rapid. Mi-a dat impresia că o să fie mai rapid. Magazin Play. Mai rapid pe 10 plus, dar nu cu foarte mult. Aplicația setări. S10 plus câștigă din nou. Altceva de la Google de aici. Hărți. Mai rapid pe 10 plus, destul de mult. Și hai, repede cu aplicație. Aia să fie, care să fie. Că ăsta nu prea are nimic chestia la pe el. Ceva de la Samsung. S-Alt. Mai rapid pe S10 Plus. Hai să vedem cum au stat și în background aplicațiile. Să începem cu Spotify. L-a ținut bine și A50. RAM management. Bun. Aici de ce mi s-a deschis altceva? What? What? Magazin Play. RAM management bun și pe A50. Nu e, v-am zis, aceasta nu a fost cea mai fair comparație între aceste două telefoane, dar este comparația secolului între cel mai bun mid-range și cel mai bun flagship. O spun clar, S10 Plus e cel mai bun flagship pe departe. Cam asta a fost de spus. Ați văzut cam cum se compară unul față de altul. Deci A50 nu este cu mult în spate la S10 Plus. Și costă doar 1300-1400 de lei. Asta costă 3500-4000 în zona asta, îl găsești. Bateria e aproape identică. Pe ăsta o să țină mai mult pentru că are densitate mai mică și procesor mai slab. Dar ați văzut că se ține foarte bine și ăsta. Cam astea au fost de spus despre această comparație. Sunt Ștefan. Sper că v-a plăcut videoclipul. Dacă da, dați un like, un share și neapărat un subscribe. Mai urmăriți-mi canalul pentru noi review-uri. Cum ziceam, aceasta a fost comparația dintre A50 și S10 Plus. Cele mai mișto telefoane de anul ăsta de la Samsung. Bravo Samsung! Până data viitoare, ce pot să vă zic? Aveți grijă de voi și numai bine!